Am avut zile și mai bune, sunt bine, eu așa ca om, dar am avut o noapte mai lungă și după cum se vede a trebuit un pic de machiaj să-mi revin și eu, dar sunt foarte bine, adică din toate punctele de vedere lucrurile încep să meargă foarte bine și sunt fericit, adică e foarte frumos. Ți-ai găsit liniștea? Băi da, mi-am găsit liniștea cumva în muncă, pentru că acum stăteam să mă gândesc oare ce mă face pe mine fericit. Cred că atunci când am foarte multă treabă, eu mă plâng în sinea mea că am multă treabă, dar atunci mă simt fericit că n-am timp să stau să mă gândesc la Leone. Oamenii te cunosc foarte vesel și foarte zâmbitor și tot timpul o explozie de energie. Însă știu că la un moment dat te-ai destănuit tu pe Instagram cu postarea legată de tatăl tău. Spune-mi dacă acolo a fost momentul în care ai fost aproape de a claca. Am avut multe situații de genul ăsta în familie, că na, se mai întâmplă. Odată cu vârsta mai vine câte o problemă de sănătate. Și treaba asta cumva mie nu mi-au spus părinții mei ce problemă are tatăl meu. Am aflat după ce post-operator am aflat că a fost că e în spital. Și în momentul în care am avut cu el, mi-am dat seama că trebuie să zic asta și oamenilor, pentru că sunt mulți oameni și în special tineretul pe care îl cunosc, cu părinți despărțiți, cu oameni, cu copii care zic: "Da, ce tata, mama, bla bla bla." Și în momentul ăla am zis: "Bă, trebuie să zic oamenilor că, uite, eu fiind foarte departe de casă, îți dai seama că nu prea țin legătura cu ai mei, dar nu foarte constant, pentru că am treabă, mama mă sună tot timpul exact în momentul în care nu trebuie să mă sune și uneori uit să iau legătura cu familia și când am văzut problema asta cu tatăl meu, cumva m-a făcut să conștientizez că familia e pe primul loc, de fapt, nu eu sau orice altceva. Crezi că la momentul respectiv părinții tăi nu au vrut să te supere, nu au vrut să te încarce cu altele și de asta nu ți-au spus? Da, nu e prima oară când pățesc chestia asta, am mai pățit toată cu mama acum vreo 8 ani când am început proiectul Noapte de Zi, nu o să uit niciodată, eram la filmări cu băieții și eram în Timișoara pe atunci, eram în București. Și tot așa, am aflat după ce mama era în comă, adică am aflat când a ieșit din comă, că mama a fost în comă, eu nici nu știam că e în spital, adică ea era de vreo săptămână în spital. Și eu nu mi-am dat seama, eu sunam pe mama și răspundea: "Ba, frate-mi, ba, taică meu." Și spunea că e la treabă, că noi suntem de la țară cumva și era la munca câmpului, n-am băgat de seamă că, vezi, Doamne, s-a întâmplat ceva. Și m-au sunat abia după ce a ieșit din comă, adică eu nu știam treaba asta. Ei tot timpul au încercat să nu-mi spună toate lucrurile. De exemplu, nepotul meu, fiul fratei meu, și-a rupt mâna acum vreo o lună și ceva, două, cam așa cred, și am aflat tot așa, după ce și-a rezolvat cu mâna. Adică eu aflu ultimul că vor să mă, nu știu, să mă protejeze, să nu fiu, să nu... Ești tu cel mic din familie? Mult. Ești fratele da, cel mai mic? Da, cel mai mic și probabil de aia și uneori... Sincer, poate e bine pentru mine să aflu când e gata lucrul, când știu că e bine, dar în același timp, nu, bine, nu pot să mă supăr pe ei că nu-mi spun, dar în același timp, na, asta e acum. Trebuie să mă duc și mai des pe acasă ca să-mi dau seama care sunt lucrurile pe acolo. Așa era și în copilărie, erai tu cel ocrotit de toată da, lumea? Da, îți dai seama că sunt mezinul familiei și îți dai seama că tot timpul totul mi s-a ducea pe tavă și în special mama mea care... Orice spuneam că am făcut karate, am făcut dansuri, am făcut și fiind în zona de rurală, e mai greu să faci lucrurile astea. Da, a investit cumva în mine, m-a dus, am făcut și îi mulțumesc enorm pentru treaba asta și scuze frații mei că na, sunt mai mic și asta e acum, na, ce să faci? M-am prins cum merge treaba, cum mă vezi că zbor. Nu stau fără net, că pe net îmi câștig banii. Am zâmbetul la mine chiar și când nu mă văd fanii. Atunci când lucrurile o iau razna și sunt prea multe pe capul tău, unde îți găsești liniștea, unde încerci să te liniștești? Băi, acum că sunt la București, la mine în canapea acasă, am și o pisică chiștoc, îmi dau drumul la un serial sau la o piesă de meditație sau ceva și stau la mine acolo în canapea. Când eram la mine în zona în Bihor, îmi plăcea mult să merg pe deal, să stau singur. Urcam până vârful dealului și mă uitam așa la împrejurimi. Dar fiind în oraș, îți dai seama, e mai greu. Sau se mai întâmplă să iau mașina noaptea și mă plimb pe străduțe prin București. Nu a devenit agasant să primești aceeași întrebare ba mereu da, și mereu? Da, și mai ales că e chestia asta cu hashtag singur cuc. Exact. Și toată la mine, hei, și cum e să fii singur cuc? Ha, ha, ha. Dar și de ce ești singur? Dar tu când? Da, când? E des întâlnită întrebarea asta, e nu? Foarte tu când? Da, e foarte des întâlnită și pe lângă faptul că în interviuri pățesc chestia asta, e și mama mea care, na, mama mea. Am avut și o relație mai lungă în care a fost o singură fată pe care am dus-o și eu la mie acasă. Și mamei mele i-a rămas în cap treaba asta. Că ce dar mai cândva... face? Că mamă, ce dragă mi-era de fata aia. Și mă, mamă, a fost. Na, s-a consumat, respectul există față de persoane, dar nu, nu o să mai fie nimic între noi. Nu se poate, mămică, nu vreau să te știu singur pe acolo, pe la București. Zic, mă, dar am pe Cuza, pe Emi, am prietenii mei.
Nu am mamica. Ce mă bucur e faptul că din familie, sincer, mama mea a fost singura care a fost 100% cu mine. În rest, frații mei, adică, nu că nu mă susțineau, dar simțeam că n-au neapărat încredere în mine. Dar mama mea a fost, cum îmi spunea Horica, de la Horat îmi spunea Horica, și a zis, Horica, dacă ție îți place, îmi place și mie. Fă ce îți place ție și știu sigur că o să reușești. Și uite că acum pot să spun că a reușit și sunt tare fericit că mama mea a fost tot timpul acolo de mine, alături de mine.